DN7, suntem în cartierul Săbăreni, la granița cu Chitila. Haideți să vă arăt o poveste interesantă cu această stradă care s-a făcut acum, recent, încolo pe câmp. Se numește strada... Da, mai oameni buni, se numește strada Speranței, la parter. Da, și această strada Speranței este drum public din orașul Buftea. Era o stradă, mă rog, un drum de exploatare, absolut foarte publică, o stradă publică din Buftea. Și domnul primar i-a vândut de la el, din familia lui, cum s-ar zice, acel uriaș teren investitorului care a făcut un uriaș parc logistic pe câmp, în mijlocul câmpului. Și ce a zis omului? Auzi, mă, știi ce? Bași tu milioane de euro în orașul ăsta Buftea. Cea mai mare investiție din istoria orașului Buftea, aceasta este, să știți. Da, îți faci singur acces, mă. Da, mă, și omul ăsta, investitorul ăsta uriaș, în loc să beneficieze și el de la primărie de un rahat de drum de acces, adică de un ăsta, drum asfaltat. Și l-a făcut singur, a cerut voie la primărie, la consiliul local, l-a luat în administrare și l-a betonat ca la carte. Perfect. Uitați, beton. Absolut perfect. Cu trotuar, cu tot, din DN7, drum perfect până la el. Făcut pe banii investitorului. Deci primăria nici măcar atâta lucru nu a fost în stare să ofere acestui investitor. După ce că primarul i-a dat și a încasat milioane de euro pe acel teren, nu l-a ajutat cu nimic, măcar din bani publici. Așa merg lucrurile în Buftea, fraților.